Pentru că pandemia este spre sfârșit și, din fericire, autoritățile ne permit să ieșim cu motocicletele în mod legal, vreau să fac o serie scurtă de videouri care să fie în ajutorul celor care abia au început sportul și în ajutorul celor care nu cunosc foarte bine produsele sau îs în derivă. Încearcă asta și asta, ceea ce creează costuri. Din fericire, am ocazia și posibilitatea să o fac în sediul KTMXC. Și voi începe pentru început cu ce echipăm motocicleta după ce am achiziționat-o, ce e absolut necesar să avem pe motocicletă și ce poate fi un moft și ce greutate adăugăm în plus din cauza acestor echipări. După ce motocicleta este achiziționată, ea vine cu destul de puțini accesorii, chiar dacă este ready to race. Discutăm în general astăzi despre KTM Husqvarna. Pentru început, ca recomandare, este tublisul. Este un sistem foarte util, se folosește de mulți ani de zile în industrie. Foarte pe scurt pentru începători, tublisul reprezintă un ansamblu de două camere. De fapt, un manșon și o cameră. Camera interioară se umflă la o presiune de 6-8 bari, ceea ce face ca manșonul exterior să se dilate și să preseze anvelopa de jantă. Lucrul acesta, chiar dacă în partea superioară există presiune zero, lucrul acesta face ca să nu se dejanteze anvelopa. Și un alt beneficiu pentru cei semi-avansați, care probabil că deja îl cunosc, este mersul cu presiune scăzută, ceea ce face ca amprenta la sol să fie una mult mai mare, implicit grip mai bun. Am reușit să montez improvizat un cântar semi-profesional, să ne asigurăm că putem cântări lucruri de greutate foarte redusă, adică câteva sute de grame. Și aș vrea să cântăresc pentru început tublisurile. Tublisurile față și spate avem anvelopele. În general, cele stock care sosesc cu motocicleta sunt de performanțe foarte slabe și noi, cei mai profesioniști, obișnuim să le schimbăm cu anvelope care variază foarte mult compozitul din care este construit. Am pregătite două anvelope. Este vorba de un Mitas F07 cu două dungi, o anvelopă foarte folosită de ani de zile de foarte mulți rideri, o anvelopă care excelează foarte bine pe piatră și pe uscat, chiar dacă rămâi și fără creste cu presiune mică, pe uscat și piatră te descurci foarte bine. Și bineînțeles pe partea din față, la fel, discutăm despre un Mitas, dungă galbenă C19. Este o anvelopă foarte rezistentă și foarte utilă. În gama ei există și un tip de anvelopă cu un compozit mai moale, cu linie verde. Liniile reprezintă în general la anvelope duritatea și compoziția materialului. Ca și fapt divers pentru cei care cunosc mai puține informații despre anvelope, întotdeauna când veți vedea dungi verzi pe anvelopă, să știți că este o anvelopă mai moale, atât din punct de vedere al carcasei laterale, cât și din punct de vedere a crestelor. Galbenele sunt undeva intermediate medium, ca și duritate și compozit, iar cele roșii, în general, sunt cele mai tari. Lucrul acesta poate să varieze de la producător la producător. Dar, în general, cam acesta e chart-ul după care vă puteți lua și puteți ca să luați în considerare alegerea anvelopei. Cu toții știm că în sport avem nevoie de protecții. Protecții la motocicletă pentru a evita unele daune majore care se pot întâmpla și, în cel mai rău caz posibil, să rămâi în pădure sau să fie necesar să vii pe jos. De aceea, voi începe foarte scurt cu un set de protecții de cadru. Protecțiile de la Cerbis,
Le folosesc personal de 3 ani de zile, cred că, și sunt foarte, foarte bune. Cred că ăsta e singurul defect. Aici am căzut într-o piatră. Restul este mult superior la ce primim stoc de la, din partea celor de la KTM. Le vom pune și pe acestea pe cântară. ...205 grame. Mergând puțin mai în față, găsesc această protecție de la Moose Racing ca fiind cea mai bună de pe piață momentan și am să vă spun și de ce. Protecția la ambreiaj sau la cilindru receptor, mai exact, este pentru a preveni spargerea lui. Și anume când lanțul se defectează sau se rupe, va lovi direct în cilindrul receptor, care este o componentă relativ scumpă. De aceea ne dorim ca să o protejăm și să fie cât se poate protejată, să nu îl spargem, protecția fiind mult mai ieftin decât cilindrul propriu-zis. De ce spun că e cea mai bună variantă aceasta? Este din cauza plăcii acesteia de metal, care vine prinsă sus la semicadru. Aveți în descriere și un video separat cu montarea acestei protecții, care protejează foarte bine în cazul în care lanțul se rupe sau lovește sus și nu ajunge în partea de aluminiu. Și avantajul cel mai mare este că nu reține niciodată noroi în spatele pinionului. Sau dacă o face, o face în cantitate foarte puțină și se curăță foarte ușor. Beneficiul fiind direct al pinionului, că se uzează el și lanțul mult mai greu. Greutatea protecției fiind de 230 de grame. Continuăm mai departe cu seria protecțiilor esențiale. Race cap-urile sunt destul de ieftine, sub 100 de lei, undeva la 70 ceva de lei, compatibile pentru orice motocicletă. Le folosesc iarăși de foarte multă vreme și pe toate motocicletele le-am avut. Aceste produse vin puse sus peste rulmenți și protejează foarte mult de mizerie și apă rulmenții. Pot să spun că în ultimii 4 ani de zile nu a fost necesar să schimb nici un rulment, atât pe partea din față cât și pe partea din spate. Foarte important, aceste protecții trebuie la un interval de timp, un 20 de ore cel puțin, sau la schimbarea roților, desfăcute, curățate de mizeria care se depune în interiorul lor și, bineînțeles, pusă puțină vazelină. Protecțiile la paharele de la jambă sau de la suspensii, să spunem așa, nu există un termen foarte fix, dar între noi și tehnic, cam așa am înțeles că se referă. Protecțiile vin montate în partea din față, chiar în partea de jos a jambii și, cum bine vedeți, aceste protecții au undeva la 30 de ore, arată într-o stare destul de rea. Vedeți cam ce lovituri au primit, atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă. Ne dăm seama după loviturile acestea de cât de eficiente sunt. Toate aceste lovituri ajungeau pe suspensie în cazul în care ele nu erau. Deci le consider foarte utile și un must have la început. Greutatea lor este de 115 grame. Momentan rămânem tot la gama Cerbis. Discutăm de protecție disc față, o protecție care cei mai mulți dintre voi o folosiți și recomand în general să fie de la Acerbis, pentru că au niște produse aftermarket de foarte bună calitate și ca și preț sunt cele mai bune. Protecția disc față, cum și numele îi spune, vine la discul din partea din față. Eu momentan am în dotare, în probă, o protecție de la Carpax, dar vă pot recomanda cu siguranță și această protecție de la Cerbis. Am folosit-o în ultimii 2 ani de zile, excepție câteva luni de când am montat această protecție și de rezultate foarte bune. Punem pe amândouă, pentru că aceasta este carcasa care vine separat în cazul în care o lovim și partea de metal. Discutăm de 135 de grame împreună versus cea de aluminiu pur, care îl am eu, undeva la 1,5 kg. Deci momentan suntem mai avantajoși cu această.
Probabil că vă întrebați de ce le cântărim. Este destul de simplu. Nu este tot una să se dea cu motocicletă în condiții extreme de 200 de kilograme sau să se dea cu motocicletă de 120 de kilograme sau chiar mai ușoară. Ideea principală pentru cei care sunt mai noi în sport, partea din față dorim să o încărcăm cât de puțin se poate, în ideea în care să evităm lucrurile în plus care nu sunt necesare. Cu cât este mai grea fața, spre exemplu, și lovim un obstacol, ghidonul începe să facă stânga-dreapta și cu cât e mai grea fața, cu atât o stabilizăm mai greu. Asta fiind un prim lucru. Un al doilea ar fi în momentul în care ajungem în situații tehnice dificile, zone în care e nevoie să mergem încet. Acolo deja e nevoie să împingem de multe ori. E una să împingem o motocicletă de 100 de kilograme sau de 120 de kilograme. Pompa mărită pentru frâna spate îți permite să adaugi mai mult lichid, iar fiind mai începător, cel mai probabil o să ții frâna mai mult apăsată decât un profesionist o face. Lucrul acesta ajută ca să nu se încălzească atât de repede, ca și cum ar fi lichidul original. Pompa este foarte ieftină, de aceea nu aș considera-o neapărat un moft și extrem de ușor de montat. O altă protecție foarte importantă pentru generațiile de 2017-2020, injecție doar, este protecția senzorului TPS, produsă de X-Grip. Este o protecție care e absolut necesară în momentul în care senzorul TPS se rupe, se lovește, rămânem cu motocicleta exact acolo unde suntem. Am un video detaliat în legătură cu această protecție. Ca și greutate discutăm de 55 de grame. Protecțiile la aralizatoare asigură un sistem foarte vital în ceea ce înseamnă motor, adică răcirea lui. Protecțiile de aluminiu oferă o protecție suplimentară decât cele originale și susține foarte bine și partea laterală. Le recomand celor care sunt la început, pentru că foarte des aruncăm motorul pe o parte și pe alta, iar primul lucru care îl încasează este, bineînțeles, radiatorul, după care rezervorul. Greutatea protecțiilor fiind de 835 de grame, modelul acesta de la X-Grip. Un lucru iarăși foarte util sunt handguardurile, indiferent că alegeți o variantă premium sau una low cost. Acestea vă ajută ca să nu îndoiți pentru început manetele sau să le rupeți și în cel mai rău caz posibil să rupeți pompele de ambreiaj sau pompa de frână. Ce folosesc cu succes de cel puțin 4 ani este vorba de Sycra Ultra Pro Band. Acestea au apărut, cred că chiar în momentul în care am reușit să sparg speedometerul într-un crash și căutam niște handguarduri care pe viitor să mi-l protejeze, fiind o componentă destul de scumpă și preferându-o să o am montată pe motocicletă să nu o dau jos. În momentul de față sunt aceleași handguarduri, nu sunt îndoite. Ce, bineînțeles, se rupe este vorba de plasticuri care sunt niște componente foarte ieftine, sub 100 de lei, lateralele se găsesc, șuruburi și așa mai departe. De aceea vă recomand să achiziționați odată și bine niște handguarduri de bună calitate. Într-adevăr, handguardurile acestea sunt puțin mai grele decât o variantă de plastic, ceea ce este și normal, dar de acolo vine și diferența de protecție. Ca și greutate, discutăm de 1,5 kg. La sfârșit am lăsat o protecție pentru motor și evacuare, o protecție care este puțin controversată în ultimii ani, deoarece cei mai mulți dintre riderii de top, după care și eu și probabil mulți începători se iau și îi urmăresc, ei nu mai folosesc. Sunt diverse motive pentru care am ales și eu să nu mai folosesc, dar știu că mulți dintre voi o faceți. De aceea am luat-o și pe aceasta în considerare. Salvează rezonatorul, fiind o componentă undeva între 100-150 de euro. Salvează destul de bine de la loviturile acestea. Noi le reparăm, aceste lovituri, cu timpul și prefer decât să cumpăr o protecție, să cumpăr un rezonator și să am două de rezervă.
dar lucrul acesta nu mă face să nu vă recomand, mai ales celor care știți că nu sunteți foarte tehnici și încă lucrați ca să fiți și să aveți un control mai bun la motocicleta. Aceasta este formată din mai multe bucăți foarte bine sudate de aluminiu. Este una foarte rigidă, dar în același timp este destul de grea. Produsul este fabricat chiar în România de către Outsider și personal am avut ocazia să o folosesc câteva luni de zile prin 2017. Nu am rămas rău impresionat. A protejat foarte bine și găurile care există în partea de jos, asigură și golirea noroiului parțial. Frunzele nu reușesc să iasă chiar cum mi-aș fi dorit eu. Ca și greutate, această protecție mă aștept să fie una mai grea. Discutăm de 2,3 kg. S-am lăsat la sfârșit un lucru care consider cel mai important, și anume ceasul de ore. Acest ceas l-am montat chiar la achiziția motocicletei și am găsit la un interval de 122 de ore o discrepanță între el și spedometrul care înregistrează orele motocicletei, undeva la 10 ore, 15 ore într-un an de zile în durata aceasta de viață. Lucrul acesta se datorează unui singur factor, și anume spedometrul înregistrează în momentul în care roata este învârtită, iar ceasul de ore înregistrează exact doar funcționarea motorului. De aceea vă recomand un ceas de ore pe motocicletă. După el putem face schimbul de ulei în cutie, înlocuirea pistonului și alte lucrări. Pe scurt, am acoperit toate lucrurile care în general se schimbă, lucrurile de bază care le recomand și sunt absolut necesare pentru o motocicletă proaspăt achiziționată în cazul în care nu aveți în echipare sau chiar o motocicletă nouă. Dacă considerați că nu am acoperit toate părțile sau că sunt componente suplimentare care trebuie montate, vă rog să-mi scrieți în comentariu și eventual încercăm să le introducem în următoarele videouri.